Dragilor, în dimineața asta, în minutele care le mai avem împreună, în comunitate și în familia creștină, în familia Betaniei, așa cum ne place să-i spunem, vrem să citim cuvântul Domnului, dar mesajul care-l am în dimineața asta se numește Un rege smerit. Și aș vrea să citesc cuvântul Domnului de la Luca, capitolul 19, versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, iată Betania, e în prim plan aici. Înspre muntele numit al măzlinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți mi -l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce dezlegați, pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus.” Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce îl dezlegați pe măgăruș? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și așternau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborușul muntelui măslinilor, toată mulțimea oțienicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, citim împreună, Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din Orod au zis, lui Iisus învățătorule, ceartă sucenicii. Și el a răspuns, citim împreună, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, O, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zilele când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresuna și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul." Pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Citim împreună, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Până aici, cuvântul Domnului, amin. Dragii mei, textul sau titlul textului este despre intrarea cum îi spunem noi, triumfală a Domnului Isus Hristos în Ierusalim, sărbătoarea palmierilor în engleză sau sărbătoarea florilor, cum îi spunem noi și mi-a plăcut, pastorul Ionel a spus mai devreme, nu e despre flori și nu e despre măgăruși, este despre unul singur care este Isus Hristos, amin? Slăviți să-i fie numele! Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim în Duminica Florilor a fost un eveniment semnificativ din cel puțin care are cel puțin trei elemente. S-a împlinit profeția despre el, a revelat smerenia lui Isus și a prefigurat moartea și învierea lui. Când comemorăm această zi, ar trebui să ne amintim că Isus nu a venit să cucerească prin forță, ci să câștige inimile prin iubire, dar și prin smerenie. Îmi place gândul ăsta. Simbolistica este extraordinară, dar mai întâi ca să înțelegem ce trebuie să facem și ce ne revelează Scriptura nouă astăzi pentru zilele noastre, trebuie să învățăm și să, aplic, și să vedem exact ce spune Scriptura, ce s-a întâmplat aici. Sunt câteva lucruri care ies în evidență la prima citire. Primul lucru care mi în evidență este că Isus a intrat în Ierusalim să împlinească profeția. Amin. Dragilor, dacă citiți Evanghelia după Matei, o să vedeți că se repetă o frază la nesfârșit. Ca să se împlinească ce este scris. Domnul Hristos însuși, El Dumnezeu, El Cuvântul, El care a fost prorocit, El Fiul lui Dumnezeu, Sfânt, Viu și Adevărat, Cuvântul, la început era Cuvântul, a venit să împlinească ce este scris. El n-a trecut niciodată de ce este scris. Noi avem tendința în cultura noastră să trecem tot timpul limitele, adevărat. Vedem linie continuă, zicem că nu se uită nimeni, ci că fac o românească. Știu că noi n-am făcut asta niciodată. Doamne, iartă-ne. Când ziceam, nu ne-a văzut nimeni, stai niște frate Sani, ne-a văzut Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a venit să împlinească ce este scris. Și intrarea lui pe acest măgăruș este împlinirea profeției din Zaharia 9 cu 9, care spune, saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine drept și învingător, smerit și călare pe un măgar alături din măgăruș, mânzul unei măgărițe. Isus a intrat în Ierusalim. Pentru ce? Să împlinească profeția. Dragul meu, avem un Dumnezeu care împlinește întotdeauna ce este scris. Și Biblia spune că El veghează asupra cuvântului Său să îl împlinească. Eu spun sincer, stau confident și stau liniștit ca am un tată care veghează asupra Scripturii să o împlinească. Și pe mine nu mă, cum să spun, nu mă sperie evenimentele care se întâmplă. Nu mă speria pandemia, nu mă sperie războiul. De ce? Pentru că lucrurile au fost profețite. În vremurile din urmă vor fi, spunea Mântuitorul, pe alocuri. Războaie, cium, pandemii, crize. Dar știți ce? Când văd lucrurile astea, spune Scriptura, când vedeți aceste lucruri întâmplându-se, ce să facem? Nu vă temeți, ci ridicați-vă ochii spre Lăudați să fie Domnul. El a intrat în Ierusalim să împlinească prorocia. Apoi, a venit ca Prinț al Păcii. Al doilea aspect al intrării Domnului Hristos în Ierusalim a fost că El este Prințul Păcii. Și îmi place asta ce spune în, în, în Isaia 9,6 Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, tată veșnic, Prinț al, al Păcii. De multe ori ni se prezintă în Evanghelie Domnul Hristos ca Prinț al Păcii. E foarte important să înțelegi că El nu e Prințul terorii. El nu e prințul întunericului, El e prințul luminii, El este prințul păcii. El vine să-ți dea pacea. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Am mai putea pune în paranteză plictisiți, fără lipsă de pasiune, disperați, descurajați și eu vă voi da o dignă. Vă las pacea mea, spunea Ioan. Vă las ce? Pacea mea. Ioan 14,27 cu îmi place ce spune și apostolul Pavel în Roman 15 cu 13. Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea. Dragul meu Hristos, când l-am cunoscut, unul din primele lucruri care le-am experimentat la nivel de minte, de suflet și de trup a fost o pace de nedescris. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Chiar mă întrebau băieții din anturaj, băi, te-au tranquilizat ăștia la biserică? Pocăiții ți-au făcut vreo injecție? și ești așa de liniștit cum n-ai fost niciodată. De ce? Pentru că m-am întâlnit cu Prințul Păcii. Un alt lucru care este din această poveste, nu numai că a intrat să împlinească prorocia, nu numai că a venit ca Prinț al Păcii, dar a venit să salveze omenirea. N-a venit să fie făcut rege. Șocant. Iisus, regele regilor, nu a intrat în Ierusalim să fie făcut rege. El a intrat în Ierusalim pentru ce? Să prefigureze moartea și învierea Lui. E foarte important să înțelegem acest lucru. Luca 19 cu 10, căci fiul omului a venit să nu să-i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Iată că intrarea lui în Ierusalim a împlinit prorocia, a intrat ca prinț al păcii și a intrat ca să salveze omenirea. Hristos când vine în viața ta, nu vine să-ți ia, El vine să-ți dea. El vine să-ți dea. El vrea să-ți dea mântuire. Mântuirea e cel mai important lucru pentru un om, pentru Sufletul unui om. Mi-aduc aminte de acea pildă a nebunului bogat. Nebunule, în seara asta ți se va cere ce? Sufletul nu, banii nu, resursele Dumnezeu nu are nevoie de asta. Și aceste lucruri care le-ai strâns cui vor rămâne. Cel mai important lucru în viața unui om este mântuirea lui. Și slăviți să fie Domnul, că El este Mântuitorul. Dar El a mai venit. Al patrulea aspect care îl văd aici a venit smerit. El a venit ca un rege smerit. Uitați-vă, el a venit că are pe un ce? Știți ce simboliza măgărușul? În vremurile biblice, când era un război între doi regi și unul ceda sau pierdea bătălia, să dădea jos de pe calul lui de război și se urca pe măgăruș cu un steag alb și ăla simboliza pace. Vreau pace, Vreau pace, vreau pace. E, Domnul Hristos n-a intrat ca împărații romani în Ierusalim. Gândiți-vă ce triumf, triumf, era acolo. Gândiți-vă când un general roman, când Pilat din Pont a fost pus guvernator, cum a intrat în Ierusalim, cu suita lui de călăreți, cu ostașii romani, erau acolo prizonieri de război, ca să se fălească, să se dea mare. Hristos în contra... St a intrat cum? sme rid pe un măgăruș. Și bine, noi spunem intrarea triunfală, dar dacă stai să citești scripturile, ce fel de oameni erau acolo? Foști șchiopi, foști orbi, foști leproși, copii mici care strigau o sara el cel cel ce vine în numele Domnului. Dacă te uiți la oamenii care erau acolo, n-a fost o, o, o. a fost o, cum să spun, o intrare cu oamenii care erau aruncați de societate afară. Ei lăudau și l-aclamau pe Domnul Iisus Hristos. Dar îmi place că Domnul Iisus Hristos, Biblia spune că s-a făcut ascultător până la moarte, s-a smerit Filipen 2 de la 8 la 9. La înfățișare a fost găsit ca un om. Iată, ca un om nu și-a folosit atributele de Dumnezeu. Ar fi putut intra în și să zică, ia toată lumea gălăgia. A venit regele regilor, îngerii, legiunile să apară, oștenii să apară, să sufle peste ei odată, să-i distrugă, însă Domnul Hristos a folosit nu numai dunamis în viața lui, ceea ce e puterea explozivă a cuvântului, dar a folosit și exoasia, care e puterea de reținere. El când a stat pe cruce, a fost ispitit, dă jos de acolo și arată-ne cine ești. El a decis să nu, pentru că El știa deja cine este, nu trebuia să demonstreze nimănui. Îmi place acest gând că Dumnezeu a intrat smerit în Ierusalim. Dragul meu, smerenia pentru Domnul Hristos a fost modelul vieții Lui. Întrebarea e dacă pentru tine și pentru mine este modelul vieții noastre. Iată că sunt aceste patru lucruri care le putem învăța din sărbătoarea florilor, din intrarea Domnului Hristos în Ierusalim și vreau să le reau, Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul. Amin? Crezi asta? Să știi că un om care își leagă viața de cuvânt va fi un om care va avea zile fericite pentru că va vedea împlinirea cuvântului. Nu stă în puterea ta, ci stă în puterea celui ce l-a rostit peste viața ta. Amin? Lăudat să fie Domnul! Împlinirea cuvântului nu stă în puterea lui Sunny, nu stă în puterea lui Tibi, nu stă în puterea lui Andrei, nu stă în puterea lui Adina, cu toate că noi suntem chemați să fim împlinitori ai cuvântului, dar împlinirea cuvântului este unul mai mare care vechează asupra scripturii sale să o împlinească. Se bazează pe integritatea naturii sale. Dumnezeu e un Dumnezeu care împlinește cuvântul. Spune împreună cu mine. Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul. Haideți încă o dată. Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul. Iremia 1 cu 12 spune, bine ai văzut Ieremia, că eu veghez asupra cuvântului meu să îl împlinesc. Al doilea aspect este că Dumnezeu e întotdeauna un Dumnezeu al păcii. El vine să-ți aducă pace. Câți dintre voi aveți de nevoie de pace? Vedeți ce vremul turburi, avem o societate, citeam niște statistici șocante, 19% din tineri, începând cu vârsta de 18 ani, folosesc pastile antidepresive. 45% din familii și tineri au probleme. Știi de ce? Pentru că ne-am îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. L Am scos pe Dumnezeu din centrul vieții noastre. Spunem că suntem o țară creștină, dar realitatea e că suntem o țară păgână, oameni buni. Slăvim pe Dumnezeu norocului, slăvim pe Dumnezeul fricii, suntem numai cu frica în gură, numai cu norocul în gură, în loc să fim cu Domnul Isus Hristos, care este Prințul Păcii, nu uita că Dumnezeu e întotdeauna își împlinește cuvântul și Dumnezeu este Dumnezeul Păcii. Îmi place așa de mult acest cuvânt din Ioan 14:27. vă dau pacea mea. Ce îmi place că Domnul Hristos nu-ți dă pacea unui om. Nu cum vă dă lumea să vi se tulbure inima. Vă dau pacea mea, el a avut o pace incredibilă, mi-aduc aminte când stătea și a venit valul și a venit vântul, stătea pe Marea Tiberiade, pe Marea Galilei și la un moment dat a început corabia și ucenicii erau disperați și se întâmplă ceva acolo, un aspect important, Iisus dormea la cârmă. Vezi tu, Iisus și când doarme e în control, lăuda să fie Domnul și când pare că nu lucrează e în controlul vieții tale și când pare că nu-ți răspunde la rugăciune e în controlul vieții tale. Iisus dormea, de deci ce avea pace? Petru să-ți bătea, Doamne scoală-te, că-și pierim! Dar îmi place de Apostolul Petru, că după umplerea cu Duhul Sfânt, prins în închisoare de Irod, Petru a învățat lecția de la Iisus. Stătea între doi oșteni și dormea. Veni să-și peste el pacea lui Hristos. Nu să mai îngrijora că-i taie ăștia capul a doua zi. Oameni buni, ce om normal, când știe că-i să va tăia capul a doua zi, stă liniștit. Dar Petru învățase pace în mijlocul. Lăuda să fie Domnul! Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul, întotdeauna vine să-ți dea pacea, Dumnezeu are întotdeauna în vedere binele nostru. Spune Scriptura, Fiul omului n-a venit să slujească, ci să -i, și, să -i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața care a scumpărare pentru mulți. Când El a intrat în Ierusalim, oameni buni, El și-a asumat că o să moară pentru tine și pentru mine. El nu are nevoie de slujitori, atenție, are slujitori. Mii de îngeri care îl slujesc zi și noapte și strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este El. El vrea să te mântuiască și să mă mântuiască de această lume, de acest sistem păcătos și de prințul puterii văzduhului care domnește în fiii ascultării. El vrea să te elibereze de frică, de spaimă, de nesiguranța de viitor. El, Domnul, este aici întotdeauna pentru binele tău. Și îmi place gândul ăsta că Dumnezeu nu a acționat după așteptările oamenilor. Vedeți, ei s-ar fi așteptat să intre în Ierusalim și a doua zi să răstoarne guvernul roman. Avem și noi oameni care cred că trebuie să dea guverne jos. Dar, dragul meu, Domnul Hristos nu ne-a făcut chemarea să dăm guverne jos. Chemarea este asemănare cu El. Amin? Că ce ați fost predestinați, Romani 8 cu 29, să fiți asemenea chipului fiului său. În lumea asta sunt două chipuri. Este chipul Domnului Hristos, care Tatăl l-a trimis aici și după care vrea să fii modelat sau chipul lumii acesteia. E important ce alegi. Nu uita, Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul. Dumnezeu întotdeauna îți aduce pace. Dumnezeu are întotdeauna în vedere binele tău, binele nostru. Și Dumnezeu niciodată nu a acționat după așteptările oamenilor. Pentru că Biblia spune, în 96 cu 38, m-a coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Domnul Hristos a fost un Rege smerit, care a avut un scop încă de la venirea lui aici. Mi-aduc odată aminte că în, la începutul celui de-al doilea război mondial, când naziștii au intrat și au început să bombardeze Anglia, toată lumea s-a așteptat ce să facă prim-ministru și l-a dat unul din uh, prim-ministru Chamberlain și a dat demisia și l-au pus pe Winston Churchill și a venit la primul lui speech și a avut așa un speech de puternic încât a efectiv a motivat națiunea și toți s-au ridicat la luptă și a venit consilierul lui și a zis Oh, Mr. Winston! Domnule Winston, ce spiși puternic ați avut, uitați-vă cum vă aplaudă toți. Și zice el, nu te flata, zice. i văzut pe ăștia care mă aplaudă, mâine nu doar ăștia, dar încă o, o parte, adică dublu decât ăștia ar vrea să-mi ia capul. Dragume, oamenii sunt nisipuri mișcătoare, Hristos nu și-a pus încrederea nouă în Biblia, spune pentru că El știa ce este în mintea omului. Dumnezeu nu face după așteptările tale și știi ce? Când ești dezamăgit de Dumnezeu e un lucru bun, Oh, m-a dezamăgit Domnul că n-a lucrat cum am vrut eu. Dar Domnul nu lucrează cum vrei tu, Domnul lucrează cum vrea El. M-a dezamăgit Domnul că nu mi-a dat lucrurile cum am vrut eu, nu au ieșit lucrurile cum am vrut eu, cum le-am visat eu. Slăvi să fie Domnul! Cât i-ați mulțumit Domnului pentru rugăciune ascultate? Eu am învățat să-i mulțumesc pentru rugăciune ascultate. Ilie să roagă la un moment dat, Doamne, ia în viața că nu mai merit să trăiesc. Și Domnul zice, nu, mai am un junior profet pe care trebuie să mi-l antrenez, trebuie să mi-l mentorez. De aia nu-ți răspund la rugăciune. Lăuda să fie Domnul, că Domnul nu se lasă manipulat de dorințele omului, de sistemul acestei lumi. El intră în Ierusalim cu un scop trasat de Tatăl și își împlinește misiunea și o duce până la capăt. Nu ești bucuros că Domnul Hristos a mers până la capăt? El i-a iubit pe ai săi și i-a iubit nu doar luni, nu doar marți, nu doar miercuri, Spunea un tânăr, zice, mă, sunt căsătorit de trei ani, sincer, câteodată simt că o iubesc, câteodată sunt că nu o iubesc. Zic, astăzi sunt ce e zi ești? Zice, astăzi sunt în ziua în care trebuie să la rugăciune, dar nu merg că simt că nu iubesc. Ca să m-o critica tare de tot. E, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu constant. E un Dumnezeu care iubește până la capăt. E un Dumnezeu care a plătit prețul până la capăt. El i-a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. Dragul meu, concluziile sunt simple. Domnul își împlinește întotdeauna cuvântul. Lăudat să fie Domnul. Domnul întotdeauna vine să aducă pace. Întotdeauna lucrează pentru binele nostru. Și întotdeauna ne aduce aminte de scopul lui Dumnezeu în viața noastră, nu de planurile și ambițiile noastre egoiste. Amin? Dumnezeul nostru, spunea cineva, le-am făcut pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Ăla nu-i Dumnezeu. Ăla nu e Duh. L-am făcut pe Duhul Sfânt să-mi răspundă după cum am vrut eu, dragul meu. Dacă tu îl faci pe Duhul Sfânt să-l răspundă după cum vrei tu, ăla noi Duhul lui Dumnezeu, pentru că pe Duhul lui Dumnezeu nu-l face nimeni să facă ce vrem noi. Duhul lui Dumnezeu are un singur cel, voia lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Acum, dacă știm că El întotdeauna își împlinește cuvântul, întotdeauna duce pacea, întotdeauna lucrează pentru binele nostru și am mers până la capăt, a iubit până la capăt, a păstrat scopul divin, care este partea noastră? Astăzi am vrut să am un mesaj mai scurt, pentru că știu că de obicei în sărbători oamenii pregătesc acasă, vine familia și am zis, Doamne, cum să fac eu? Aplicația e foarte importantă, am două astăzi. În primul rând, ce ne cheamă Dumnezeu pe noi ca și copiii ai săi? Vreți, vreți să aflăm ce ne cheamă? Din această lecție, e foarte important, îmi place enorm de mult. Astăzi ne stăm față și nouă, chemarea la modelul cristic. Să știți că atunci, la 16 ani jumate, când eu am ieșit din anturaj și străzi, am vorbit cu un pastor care era american și el nu prea era el cu Duhul Sfânt, cu darurile, el credea, dar nu știa, el știa Scriptura. Era de, de sorginte baptistă creștină după Evanghelie, dar omul ăsta a eu nu pot să te învăț despre Duhul Sfânt. Mergi tu la aia care vorbesc în alte limbi și au plinătatea Duhului, dar eu pot să spun ceva. Astăzi tu poți să faci cea mai importantă decizie din viața ta. Să alegi să urmezi chipul, modelul divin sau modelul pământesc. Tu trebuie să te hotărăști. Pentru că nu o să poți să te îmbraci și în Hristos, acum luni, marți, cu joi, și când te superi, lași pocăința 5 minute, cum se zice, prin români și și atunci am luat o decizie, chemarea la modelul cristic mi-a fost făcută și mie. Și întrebarea de reflexie în dimineața asta, tu care model îl urmezi? Chipul lumii acesteia sau chipul fiului său? Îl ai pe Iisus ca model sau îți ai părinții ca model? Păi și mama făcea așa, și tata zicea așa, și buna zicea așa. Îmi zicea cineva dintr-o biserică, acum zice, da, frate Sani, dar toată lumea face asta. Poftim? Noi nu suntem chemați să facem ca toată lumea. Noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. Noi trebuie să alegem care echipă. De asta aplicația este în patru pași. Și întrebarea este asta. Dacă Dumnezeu își împlinește întotdeauna cuvântul, ce crezi că așteaptă Dumnezeu de la noi? Iacov 1 cu 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Vreau să te întreb, vrei să urmezi modelul cristic? Cine vrea să urmeze modelul cristic? Ridică o mână în sus, Domnul să vă binecuvânteze. Parte din urmarea modelului cristic este că renunțăm la filozofia noastră de viață, la ce vrem noi, la ce simțim noi, la ce gândim noi și aderăm nu la Uniunea Europeană, ci la Uniunea Împărăției lui Dumnezeu. Amin? la modelul cristic. Și parte din așteptarea care Dumnezeu are de la noi e să fim împlinitori ai cuvântului, pentru că un om care nu împlinește cuvântul se înșală singur. I-am spus tânărului ăla care cea că Miercurea nu mai iubește, i-am zis, știi ce? Biblia îți cere să ierți, Biblia îți cere să iubești și o poruncă. Dar nu simt! Ei, când zici nu simt, te pui pe tine deasupra cuvântului lui Dumnezeu ce simți tu e mai important decât cuvântul. Dar nu cred că e momentul oportun, o las puțin să se mai pocăiască, să mai fiarbă în suc propriu. E când zici, nu crezi, pui credința ta deasupra cuvântului meu. Dar nu vreau, ăsta e adevărul, nu vreau, m-a rănit, m-a criticat. Dar i-am zis, vrei schimbări în familia ta? Da. Cine este capul familiei? Normal, eu. Atunci cine inițiază schimbarea? Ia. Cum nu ți-asumi tu, Adame, ca în grădină, fugi și te ascunzi când vine vrăjmașul să vorbească cu partenerul tot viață. Și după aia zici, femeia care mi-ai dat-o tu, Dumnezeule. Dragul meu, modelul biblic, modelul cristic este simplu. Și întrebarea, în dimineața asta, ți-o pun direct. Ești un om care împlinește cuvântul? Pentru că e una să auzi, e alta să fii de acord, să dai din cap și să înțelegi, dar rațiunea ta, mentalul tău să zică da, ești în acord cu ceea ce spune Scriptura și alta e să treci la nire. În trei pași diferiți. Auzi? Ești de acord? Și unii se opresc aici, unii se opresc la auz. Am auzit predica, a fost bună. Despre ce? Bă, ce o predica fratele, despre ce a fost? Nu mai știu, dar au fost tare. Tu ai fost în alt film, deja erai la, cu gândul la leve și erai cu gândul la porcul de acasă. N-ai fost aici. Da? Alții aud și sunt de acord. Dar sunt și o categorie de oameni care aud, sunt de acord, zic, da, Doamne, amin, facă-se voia Ta și trec la acții une, dacă Dumnezeu e în Dumnezeu care își împlinește cuvântul. Ce se așteaptă de la tine și de la mine? Să fim împlinitori ai cuvântului, spune vecinului. Fii un împlinitor ai cuvântului. Nu te uita la mine, spune vecinului. Acum o să fie un punct mai sensibil. Dumnezeu e în Dumnezeu care duce pace, el se numește Prințul Păcii. Dar la noi, la român conceptul de pace e foarte prost înțeles. La noi, la români, aici, în zona asta, în țările astea românești, să, să, să duci pace înseamnă să nu-i spui nimic la la să nu-l super, chiar dacă el te-a supărat, și nici el să nu zică, și să fie așa ca un fel de conflict înghețat. Dar ia uite ce spune scriptura în Matei 5 cu 9. Binecuvântați sunt cei care fac pace, nu care o mențin. Când Beni mă rănește pe mine și nu mă rănit, doar dau un exemplu, le iau așa că îmi place de el și o rănesc pe Beni. Noi nu suntem binecuvântați dacă nu facem pace, dacă nu ne confruntăm unul pe altul. Confruntare înseamnă să punem față în față și să vorbim adevărul. Să fim sinceri unul cu altul. Dar dacă noi doar menținem, adică eu de acum nu-l mai salut pe Beni, dar să pacea Domnului, știi, și trec mai departe, el pacea Domnului și în aceeași biserică, în același rând, în aceeași slujire câteodată, aia este menținerea păcii. Adică cum zic prietenii noștri din Rusia, conflict înghe, adică aia nu-i facere de pace, când eram eu în Maramur și mă învăța frații de acolo un, cu, un motou după care trăiau eu, mi frate, tu mi-și frate, ne înțăpăm doar pe la spate, dar la urmă suntem frați. Aia nu-i pace. Și am zis, mă, oameni buni, eu vreau să înțeleg voi, de ce nu vă spuneți niciodată ce vă supără unul altul? Nu, no, poți păi știi cum e aici la noi, să nu ne supărăm, să nu ne... Dragul meu, Biblia spune, bine binecuvântat, sunt cei care fac pace, să faci pace, știi ce trebuie să faci? Să mergi să-i spui, bine, Uite, m-a rănit foarte mult ce mi-ai spus. Nu cred că a fost nici biblic, nici cuvincios. Te rog frumos să înțelegi că m-a rănit și m-a deranjat. Și bine eu să zică, băi, îți mulțumesc că mi-ai dat oportunitatea asta să mă pocăiesc. Nici nu am realizat că ce am spus eu așa în grabă te-a rănit atât de mult. Iartă-mă, Sani, te rog frumos. Hai să ne îmbrățișem să-L lăudăm pe Domnul Isus Hristos, să mergem mai departe. Aia înseamnă să faci pace. Dragul meu, binecuvântarea este pentru cei care o fac, nu pentru cei care au un conflict înghețat. Ai vorbit cu fratele, am vorbit și bine-a fi. Ne-am uitat unul altul și ne-am zis pacea Domnului, dar numai pacea nu a fost aia. Dragul meu, dacă Dumnezeu este un prinț al păcii și unde intră, când intră într-o zonă de conflict, în viața unui om torturat de satana, în viața unui om turmentat de griji, Hristos aduce pace, El se așteaptă și de la noi să fim agenții păcii, amin? Vreau să te întreb, ești un om care duce pacea la locul de muncă? Ești un om care duce pacea acasă sau când intri în casă, verzi toate frustrările pe nevastă și copii sau invers. Dacă ești nevastă, vii acasă, te-a supărat una la locru și vii și îl când până la două noaptea pe ăsta, săracul și el zice, da, așa, din dragă, nu, 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 nu. și mai spune din când în când, trage așa că un avertin, trebuie să merg la locru dimineața la șapte și tu n -auzi. Ești un agent al frustrării, al terorii, al fricii sau un agent al păcii? Când se întâlnesc oamenii cu tine, ce se întâmplă? Mi-aduc aminte mărturioa unui om care mergea și vorbea oamenilor de Dumnezeu, acolo cât putea, în locul de muncă, în locul de lucru, acolo unde era el. Și la un moment dat îi spune cineva, Domnule, zice, de câte ori mă întâlnesc cu dumneavoastră? Mă liniștesc. Parcă zice, îmi faceți un calmant. Ce era asta? Duhul păcii. Mă rog ca fiecare de aici să fim agența ai păcii. Amen, începând de astăzi să ducem pacea la copiii noștri, să ducem pacea la soții, la partenerii noștri de viață, la bunici, la tas, la părinți, să ducem pacea la frații noștri, să facem pacea. Binecuvântați sunt făcătorii de pace. Beni, mulțumesc că am fost parteneri în ilustrația asta. Deci să, să știe, nu avem nimic, eu cu Beni, nu suntem prieteni, buni. Mie îmi place cafeaua lui, îi place sprite-ul. Cam asta ne desparte aici, la zona asta de Dragul meu, Dumnezeu un Dumnezeu care a acționat întotdeauna pentru binele altora. Am spus al treilea lucru. Vreau să te întreb. Acționezi tu întotdeauna pentru binele altora? Sau tu ești centrul problemei tale? Ești atât de infectat de această societate, atât de nocivă, de narcisismul acestei societăți, încât te gândești doar la tine? Ești unul care merge și surjește pe cei din jurul lor? Spune Scriptura clar în 1 Ioan despre copilașilor, 1 Ioan 3,18, să nu iubim cu nici cu limba. Felicitări, Domnul Stepine, cum te binecuvânteze, cum te cheamă? Carla, uite, știu versetul. A știu versetul, Carla. Ascultă-mă, e ușor să zici te iubesc din vorbe. Mai greu este să, să arăți. E important să folosești cuvintele, dar trebuie să dublezi întotdeauna cu, cu fapta. Copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și ade vărul, iată cu fapta și adevărul. Eu trebuie să fiu sincer cu tine, degeaba îți bag eu doar încurajări pozitive când tu ești în groapă până la gât. Trebuie să te trezezi, trebuie să-ți spun, mă omule, trezește-te, nu mergi într-o direcție bună, eu te iubesc, îți vreau binele, sunt aici să plătesc prețul cu tine, dar ridică-te și tu. Domnul Hristos îl întreabă pe unul din oamenii care era de 38 de ani bolnav, vrei să te faci? Pentru că dacă tu nu vrei, nu pot eu să-mi doresc mai mult ca tine. Dar eu sunt chemat să te iubesc cu fapta și cu adevărul. Dragul meu, Dumnezeu împlinește cuvântul. Ești chemat să fii împlinitor al cuvântului. Dumnezeu duce pacea, face pacea, a făcut pacea, am păcat pe Dumnezeu și oameni. Și noi suntem chemați să ducem pacea, să facem pace, dar suntem chemați să acționăm în fiecare zi pentru binele altora. Haideți să vă spun o decizie care am luat-o când aveam 22 de ani. Eram un tânăr venit la biserică de câțiva ani de zile și eram foarte descurajat. Și am văzut că nimeni nu mă saluta la intrare, nimeni nu mă saluta la rând, nimeni nu mă saluta în față, nimeni nu mă întreba cum mă cheamă, nimeni nu mă, nu mă întreba ce vârstă am, am mai întâlnit un om așa, a fost 15 ani într-o biserică și nimeni nu l-a întrebat odată cum îl cheamă. Și în ziua aia am luat o decizie, pentru că puteam să încep să mă victimizez sau să intru în un în ofensivă, în atac. Și am luat decizia și am zis, diavolă pentru că m-ai descurajat toată viața mea, fac decizia asta să încurajez 10 persoane pe zi. Și am pus în aplicare lucrul ăsta. Și așa de tare a început diavolul să mă atace și am zis, pentru că mă ataci, cresc la 20 de persoane. Până a renunțat. Și de atunci mi-am păstrat obiceiul. Pentru că Domnul Hristos zice că în inima noastră sunt riuri de apă vie, dar noi trebuie să le lăsăm să curgă ridică te din scaun, dă-o în pacea Domnului, du-te, zâmbește, încurajează-l, pune o mână pe umăr, întreabă-l cum îl cheamă, cum s-a fost săptămâna, ești aici pentru binele altora, nu te mai gândi tot la tine pentru că de-aia ești nefericit, plictisit, frustrat și pocăit. E plină lumea de pocăiți, plictisiți, frustrați, plină. Degeaba să mai roagă pasorul tipii pentru tine, tu trebuie să treci la acțiune, amin? În programele Teen Challenge, dependenții de droguri din America s-a făcut un studiu, la care eu am, eu am cunoștință de el că l-am citit. Studenții care intrau în program intrau pentru un an de zile și erau acolo niște decizii care ei trebuiau să le facă la început. Vrei să mă pe jos, vrei să faci ceva pentru cei din jurul tău, pentru comunitate. Cei care acceptau să facă ceva pentru alții se vindecau mai repede. Întotdeauna erau eliberați în primele săptămâni, întotdeauna citeau mai mult cuvântul, se rugau, începeau să simtă prezența lui Dumnezeu. Am avut cazuri când au primit botezul cu Duhul Sfânt, cei care nu vroiau să facă nimic pentru cei din jurul lor și erau axați și centrați pe sine, nu se vindecau aproape deloc. De ce? Pentru că Domnul Hristos a spus așa, ce a descoperit știința acum, El a spus-o cu 2000 de ani în urmă, e mai ferice decât să primești. Dragul meu, boala secolului nostru pe lângă stres este boala acumulării. De asta am hotărât că până plec de aici de pe pământ să dau tot ce am ca să mă asigur că îmi mor gol. Să mă asigur că atunci când plec la Domnul, nu mai am nimic, am dat, Doamne, am dat, am investit timp, am investit resurse, vreau să trăiesc pentru slava Ta și pentru binele altor, amin? Și ultimul lucru, Domnul Hristos a împlinit scopul divin, a împlinit voia Tatălui și Efesem 2 cu 10 spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite dinainte pe care le-a pregătit Dumnezeu mai de înainte să o umblăm în el. Iată că voia lui Dumnezeu nu-i doar să fii mântuit, ci să încep să umbli niște fapte bune care sunt deja pregătite. Eu vreau să te întreb, ești tu unul care umblă în faptele astea bune? Ești unul care te, îți pui, eu îmi pun întrebarea, Doamne, asta e o faptă bună? Mi-aduc aminte că odată un tânăr din România avea nevoie de un pian și vorbeam acolo. Era mai mulți uh, pastori în, în Anglia și la un moment dat un păstor a auzit și zice: Faptă bună, faptă bună, eu, 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 eu. Zic, mă, dar tu mi-ai spus că ai probleme cu banii. Nu, nu, asta e faptă bună. Eu trebuie să-mi primez nevoia acestui tânăr. Ce ca el să dea slavă lui Dumnezeu. Pentru că e mai fericit să dau decât să primesc. Ai tu discernământul ăla să vezi care e fapta aia bună. Îți vezi vecinul că abia urcă scările. Îți trebuie să strige îngerii la ureche. Ajută-l! O vezi pe soția ta că se chinuie în bucătărie și copii și transpirată și tu stai frumos cu telecomanda în mână. Îți trebuie Dumnezeu din cer să coboare, să zicea, ajută-o. Dragul meu, sunt patru lucruri care Domnul ne cheamă să facem. Să fim împlinitori ai cuvântului, să fim făcători de pace, să acționăm mereu spre binele altora și să împlinim nu scopurile noastre, ci scopurile. Căci Biblia spune, Lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia Tatălui, rămâne în veac. Eu vreau să te întreb din ce categorie vrei să faci parte? Din ea care rămân sau din ea care trec? Eu vreau să strâng, zice Domnul Hristos, și ne nu strânge cu mine risii pește. Toți avem nevoie, eu am nevoie, tu ai nevoie, toți avem stresuri, avem îngrijorări. Dar, dragul meu, hai să ne dezlipim de iubirea asta de Sine și să începem să iubim pe cei din jurul nostru. Amin? Asta e aplicația pentru astăzi. Dumnezeu nostru a fost un Dumnezeu împlinitor de Cuvânt. Un făcător de pace, a dus pacea. Unul care a trăit pentru alții, a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru alții și a împlinit voia Tatălui, a iubit până la sfârșit. Eu sunt chemat la fel ca și tine să fiu un împlinitor al Cuvântului. Vrei să fii de astăzi un împlinitor al Cuvântului? Vrei să iei în serios cartea lui Dumnezeu? Vrei să pui preț pe ea și dimineața la prima oră să nu te mai arunci asupra telefonului? Și să te arunci asupra cuvântului, să termin cu el și să încep cu el? Eu vă spun sincer, eu iubesc seniorii de aici, din Biserica Betania. Și știu că și ei mă iubesc pe mine. De ce? Pentru că am învățat multe de la ei. Văd pasiune după 50 de ani. Văd pasiune pentru Hristos când îl laudă. Văd pasiune când se roagă. Văd că oamenii ăștia nu și-au pierdut focul. Oamenii ăștia au ceva, au ceva care noi, generația tânără, trebuie să învățăm. Când mă duc acasă la soacra mea, mi-aduceam aminte, soacra mea un copil al lui Dumnezeu, o, o eroină pentru noi. Îi mulțumesc tot timpul că a crescut-o pe Adina și mi-a dat-o ca soție. Când mă duc, primul lucru, ca, hai să ne rugăm, hai să lăudăm pe Domnul, hai să îngenuchem, postim, ne rugăm împreună, avem o părtășie extraordinară. Preciați oamenii ăștia, pentru că au plătit prețul înaintea noastră. N-am ajuns noi în secolul ăsta 21 și ne-am trezit noi deștepți. Ascultă-mă, când se trezește o trezire din asta... Pe aici, prin dacă când o să auziți, băi, în sfârșit, bine că am venit noi, că noi o să facem ce nu o făcut restul. Să știi și să fugi de ei. Pentru că nu lucrează așa Dumnezeu. Frații noștri, seniori, și-au făcut partea, și -o încă -o și-o fac, noi construim pe ei au făcut și ducem mai departe la cei mai tineri. Amin? Martin Luther spunea tinerilor teologi din generația de după el, voi nu sunteți și vedeți mai departe pentru că sunteți mai înalți și mai buni. Vedeți mai departe pentru că stați pe umerii noștri. Noi stăm pe umerii voștri și vă mulțumim. Domnul să vă binecuvânteze. Haideți să-i aplaudăm. Domnul să vă binecuvânteze. Dragul meu, dar mai am în, în dimineața asta o chemare la pocăință. Am avut o chemare la o viață practică, pragmatică cu Domnul, împlinirea cuvântului, ducerea păcii, trăirea pentru alții, pentru binele altuia. Consumă-te pentru alții ca lumânarea care se consumă și dă lumină în cameră pentru alții și împlinește scopurile lui Dumnezeu, faptele bune pregătite înainte. Dar mai e aici o durere care o văd în textul ăsta care îmi rupe inima. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Vreau să te întreb de câte ori stai pe centura Oradei și te uiți la oraș sau pe dealul ăsta aici, acum bun, ce boncea, doncea, oncea, cum îi spune, și încep să plângi. De câte ori stai și te uiți și zici, Doamne, m-am gândit prea mult la mine. Îmi spunea un pastor din Cluj, zice, stau, pe frate Sani, pe dealul feleacului și mă uit la orașul ăsta și plâng că sunt atât de mulți care sunt împotriva lui Dumnezeu. Isus a plâns pentru cetate, și spune în versetul 44 pentru că n-ai cunoscut clipa cercetării poate și tu ești aici ca mine cum am fost eu la 16 ani jumate, în biserica ortodoxă, aveam prieteni la biserica catolică unde mergeam și auzeam mesajul învierii și florilor, paște de paște, paște de paște și nu mă schimba cu nimic. Tu ce să termina sărbătoarea, ba mai mult în timpul sărbătorii, Făceam lucruri și mai grozave, și mai nebune. Poate și tu ești unul din aceia care nu te schimbă absolut cu nimic sărbătoarea asta. Te duci și îți vezi de viață. Zici, ce bine că a terminat predicatorul, predica. mă duc acasă să-mi văd de viață. Dar, dragul meu, nu pleca astăzi dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu. Lasă mesajul morții și învierii lui Iisus Hristos să te schimbe. Nu ignora mâna întinsă a lui Dumnezeu pentru că este o vreme a cercetării. Și ferească Dumnezeu să-și tragă mâna. De la tine și de la mine. Vreau să ne luăm un timp în care să nu mai zăbovim ci să răspuns cu căință și să te împaci cu Dumnezeu astăzi, dacă nu te-ai împăcat niciodată. Poate ai venit prima dată la biserică, poate ai venit de 100 de ori. Am cunoscut un, un, un frate în Chisinau care spunea de 55 de ani pe banca asta și n-am făcut nimic pentru Dumnezeu. Nici măcar nu știu dacă îl cunosc. Nu sunt sigur, Sani. Ajung la capătul vieții și eu nu sunt sigur că sunt mântuit. Ce mă fac? Dragul meu, nu lăsa clipa cercetării să treacă pe lângă tine. Ai înțeles ca copil al Domnului ce ai de făcut să fii împlinitor al cuvântului, să faci pacea, să trăiești pentru binele altora, să te consumi pentru alții și nu numai să fii smerit și să accepți voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu încerca să ți impui o voie, nu încerca să faci tu cum face lumea. Nu ești chemat la asta, ești chemat simplu la voia lui Dumnezeu. Dacă ești mamă, crește copii. Dacă ești tată, fii preot, pastor, protecție. Dacă ești bunic, roagă-te pentru nepoți și copii. Dacă ești bunică, mișlocește și trage săgeți de mișlocire cât poți de multe, pentru că Dumnezeu îi va întoarce. Dar dacă nu-L cunoști astăzi pe acest Hristos, te rog, smerește-te și întoarce-te la El. John Calvin spunea că umilința este adevărata inteligență. E important să înțelegi că nu poți face nimic fără Dumnezeu. Și, dragul meu, eu nu stau aici sus pe scena asta datorită școlilor care le-am. Nu stau aici pe scena asta că sunt cu ochi, frumos cu ochii verzi. Nu stau aici pe scena asta că sunt mai deștept decât voi. Singurul motiv pentru că stau aici este pentru că mila lui Dumnezeu m-a întâlnit. Și bunătatea Lui mă face mare. Și bunătatea Lui și pe tine te face mare. De asta nu lăsa clipa cercetării să treacă. Nu lăsa! Te rog! Sumerește-te și acceptă acest cum să spun, destin care Dumnezeu ți-l dă. Aș vrea să cred că după predica asta învățăm de la acest sus regele smerit modul în care să intrăm în viața oamenilor cu umilință. El a intrat umil în Ierusalim, nu ca un stăpân, ci ca un slujitor. A luat prosopul, a luat ligheanul și a slujit omenirii până la sfârșit. El s-a smerit și s-a făcut ascultător până la și încă moarte de cruce. Vrei tu să înveți de la Dumnezeu? Îmi place cum spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 15 eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Efeseni 3 cu 8, eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, eu sunt cel mai mare dintre păcătoși și până la urmă și mie ca unei scârbituri mi s-a arătat Harul lui Dumnezeu. Dragul meu, smerește-te! Primește-L pe acest prinț al păcii astăzi în inima ta. Primește-L pe acest rege sperit și urmează-i modelul. Mi-a zis un tânăr, zice, spre mândru să mă pocăiesc. Zic, e super că identifici mândria în viața ta, dar nu-i de ajuns. Trebuie să te smerești ca El să te înalți și să te mântuiască. Dragul meu, mântuirea se primește atunci când recunoști că ai nevoie de ea. La 16 ani jumate să te în genunchi în străzi, v-am povestit povestea, nu vreau să mă lungesc, și îmi dăduseră de la biserică Noul Testament la albastru și când am deschis, am deschis la unul an 15 și 12. Și am citit acolo, cine are pe fiul, are viață. Cine n-are pe fiul, și stăteam în stradă și mi-am smuls cămașa de pe mine și mă băteam cu pumnul în piept și ziceam, Doamne, am strâns toți sfinții din biserici la inima mea, dar numai pe Tine nu te am. Tu ești singura cale, Tu ești adevărul, Tu ești viața. Mă pocăiesc de toate religiile mele, de toate tradițiile mele, de tradiția tatălui meu și a mai mele și te vreau pe Tine, vreau să-L am pe Fiul. Primește-L pe acest rege smerit și urmează-i modelul. Ce frumos ar fi ca începând de astăzi, nu de mâine, să începem să imităm pe Domnul Hristos la masă. Să începem să arătăm inima aia umilă și smerită. Aș vrea să cred că nu o să fim ca tânărul ăla care a fost la psihiatru și a zis Uite, eu sunt pocăit, dar nu pot să mă smeresc. Știu că Biblia îmi spune să mă smeresc. Tu ce sugestii ai că ăștia la biserică nu m-au ajutat? Și psihiatru i-a zis, fă un carton din ăsta mare cu versetul ăsta din Iacov Smeriți-vă sub mâna tare al Dumnezeu și du-te în tot orașul și spune Eu sunt un om mândru și trebuie să mă smeresc. Eu sunt un om mândru și trebuie să mă smeresc. Și toată ziua asta au alergat prin oraș, nu au mâncat nimic, nu au băut apă și o striga cât putea, eu sunt un om mândru și trebuie să mă smeresc. Seara s-a dus la psihiatru și uh, zice, hei, cum a mers? Și wow, ce tare a fost! A fost extraordinar. Zice, te simți mai smerit? Zice, îți dai seama, cum să nu? Îți dai seama că în orașul ăsta nu e nimeni ca mine care să fi strigat toată ziua, eu sunt un om mândru, trebuie să mă smeresc? Îți dai seama ce smerit mă simt? Nu știu, am așa un cuvânt profetic pentru oameni care vor să facă lucruri mari. Știu că e cultura asta halleudiană, că trebuie să facem lucruri mari pentru Dumnezeu, dar crede-mă, Biblia nu îmi spune asta. Biblia îmi spune credincioși sunt lucruri mici, credincioși sunt lucruri mari. Nu știu dacă ați auzit, dar m-a impresionat povestea lui George, uh, lui George Washington Carver. George Washington Carver a fost un copil al lui Dumnezeu, a fost un creștin. Și omul ăsta de știință a dezvoltat sute de produse utile din uleiul de arahide și la un moment dat când era tânăr, povestește i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, explică misterul Universului. Explică misterul Universului și Dumnezeu s-a uitat la George. Lucrurile astea sunt rezervate pentru mine. Atunci a zis el, Doamne, spune -mi misterul la lunei. Și Domnul a zis, asta e mai ca măsura ta, asta pot să-ți spun. Dragul meu, smerește-te, dragul meu, fă lucrurile mici, fii credincios în lucrurile mici, ai grijă de copilașul la care ți l-a dat Dumnezeu, uită-te la el ca la un Iosua, ca la un David, crește, pune frica de Domnul în el, pune cuvântul lui Dumnezeu, iubește-ți familia, iubește-ți părinții, lasă lucrurile mari în seama lui Dumnezeu. Într-un din Psalm 75 spune acolo, nu-ți ridica capul prea sus, să nu te mândrești, căci ridicarea nu vine nici de la pus, nici de la răsărit, nici de la vezi, nici de la es, și de la Domnul. Înălțarea vine de la Domnul și Dumnezeu știe când să te înalțe. De asta te rog, smerește-te. Haideți să ne ridicăm. Vreau să te întreb, să te întreb direct. Ești tu un om smerit? Sunt eu un om smerit? Vezi, Domnul Hristos a fost smerit. Și ce a făcut? A împlinit cuvântul Tatălui. S-a dus și a făcut pacea. A plătit prețul pentru alții și a împlinit voia Tatălui. Vezi cum să, începe să termine cuvântul Tatălui? Să termine cu voia Tatălui. Un om smerit se supune cuvântului lui Dumnezeu și spune, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Sunt două chemări care le-am făcut în dimineața asta. Prima, vino și imită modelul cristic. Împlinește cuvântul? fi făcător de pace? Trăiește pentru binele altora, scoate-te pe tine din poză și fă voia lui Dumnezeu. Mers, merit și împlinește voia lui Dumnezeu. Dar mai e și chemarea aceea pentru omul care nu s-a împăcat niciodată cu acest prinț al păcii. Vino după la noi aici, sunt slujitori aici, sunt pastori aici, vină și zi, uite, nu știu, dar vreau să mă împac cu Dumnezeu. Ce darmă? Vreau să reflectăm câteva momente înainte să cântăm acest cântec. Doamne Iisuse, am văzut modelul tău intrând în Ierusalim, n-ai intrat cu oști, n-ai intrat călare pe cai, n-ai intrat cu sulițe, n-ai intrat cu săbii, ce ai intrat să merit. Și vrem să imităm modelul tău. Iartă-ne că de multe ori, Doamne, mergem în aroganță, mergem în mândrie, mergem în ceea ce știm, ne bazăm pe resursele noastre, pe rațiunea noastră. Și ne e foarte greu să ne smerim, dar astăzi facem această alegere să ne smerim înaintea ta. Vrem să imităm modelul cristic. Efeseni 5, capitolul 5 cu versetul 1 spune Urmați deci pilda lui Dumnezeu. Sunt multe pilde în lumea asta, multe modele. Urmați deci pilda lui Dumnezeu ca niște copii ca niște copii. Ce înseamnă copii? Când tragi la Xerox o copie, ce e copia? E una cu origii? Nalu. E o multiplicare a originalului. Urmați, deci, pilda lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, ai urmat pilda lui Dumnezeu până acum? Lucrurile nu merg. Păi nu merg pentru că vrei rezultatele lui Dumnezeu cu metodele omenești, cu metodele totale. Urmați, deci, pilda lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună și să-i spunem Domnului că ne pare rău că n-am urmat-o. Și pentru cei care luați decizia să urmați modelul Cristic, spuneți tare, Doamne Iisuse. Vreau să urmez modelul tău.